Pe DN2 între Suceava și Pătrăuți a fost instalat un aparat pentru cântărirea autovehicolelor de mare tonaj. Cântarul a fost adus pentru o săptămână de la Inspectoratul Regional pentru controlul în traficul rutier Iași. Dacă unii dintre șoferi au făcut cale întoarsă atunci când au văzut cântarul, alții au trecut fără probleme. Și ce transportați? PAL. Și știați de faptul că sunt cei de la control trafic aici? Da, știam că și aseară am trecut tot pe aici, pe lângă dânsii, dar eu fac extern și respectăm programul, că n-avem ce să facem. Pe de altă parte, prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a spus că deocamdată solicitarea sa privind înființarea pe DN17 a unui punct fix pentru depistarea mașinilor cu încărcături peste limita admisă de lege nu poate fi pusă în practică din lipsă de personal. La Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Traficul Rutier sunt 6 angajați. Asta înseamnă că deocamdată autoritățile se află în imposibilitatea de a cântări în același timp mașinile de mare tonaj care tranzitează DN2 și DN17. Și cu personalul care este în acest moment la Suceava, nu, pentru că după cum am spus, avem doar 6 persoane angajate în cadrul Inspectoratului Teritorial. Sigur, este o situație la nivel național, pentru că am stat de vorbă cu cei de la Regional Iași și este un personal subdimensionat față de necesar, dar sigur încercăm ca prin colaborarea cu celelalte județe să putem, să spunem așa, să avem o gestiune cât se poate de bună acestui trafic greu. Transportatorii care uită să respecte legea privind limita admisă pentru încărcătură sunt principalii responsabili pentru deteriorarea drumurilor din județ.